Cam așa arată în 2010 un drum care în urmă cu doar 2 ani de zile a fost reabilitat. Și nu a fost reabilitat doar așa că trebuia. Acesta a fost pus la punct în vremuri de campanie electorală. Imaginile cu acest drum ne-au fost trimise prin secțiunea martorocular de către locuitorii din comuna Troianu. Și uite așa, din groapă în groapă, spre marea asfaltare, care cât de mare a fost, se vede. Imaginile vorbesc de la sine. Firma care a efectuat aceste lucrări în urmă cu 24 de luni deține monopolul pe piața de specialitate de Lormăneană. Și cât de bine se pricepe să asfalteze s-a văzut. În doar 2 anișori gropile au apărut deja în asfalt, iar porțiuni din materialul folosit la reabilitare acum este făcut pământ, că doar acesta se vede. Sătenii spun că de vină este executantul, care nu a pregătit terenul conform tehnologiei și tot executantul nici nu a binevoit să toarne cele 3 straturi de asfalt care sunt necesare unei vieți de durata unui drum, care este destul de circulat, deoarece pe acest drum locuitorii din Troianu merg cu treburi în municipiul reședință de județ. Dar de cel ce a efectuat lucrări în acea perioadă, probabil o fi știut că vine criza și a făcut economii. Și le-a făcut pentru el, nu pentru oameni. În anumite locuri unde asfaltul a dispărut, că doar suntem în județul minunilor, gropile formate măsoară 3-4 cm. Așa cum puteți vedea din imagini, să sperăm că cei abilitați să repare se vor apuca cât de curând să refacă ce s-a stricat. Dar de această dată totul să fie ca la carte. Nu uitați, în continuare așteptăm să ne trimiteți imagini care pot deveni o știre pe secțiunea martor ocular pe site-ul www.mediasutv.ro.